ziua, dragii mei! În lecția de astăzi vom descoperi împreună ce influență au factorii abiotici asupra factorilor biotici. Vă reamintiți desigur că factorii abiotici sunt reprezentați de aer, apă, sol, lumină și temperatură. Aceștia sunt absolut necesari supraviețuirii tuturor organismelor și influențează viața acestora. Să luăm ca exemplu un ecosistem de câmpie. Într-un ecosistem de câmpie, factorii abiotici, lumina, solul, apa, aerul și temperatura, care formează biotopul, influențează factorii biotici sau biocenoza, reprezentate de plante, insecte, în cazul de față am ales ca plante păpădiile. Cum se realizează această influență? Solul fertil și lumina solară sunt necesare pentru hrănirea păpădiilor. Temperatura aerului este potrivită pentru creșterea și dezvoltarea acestora. De asemenea, este potrivită și pentru insectele care realizează polenizarea. Curenții de aer, vântul, ajută la răspândirea semințelor adaptate pentru zbor. Acestea au aspectul unor umbreluțe. Ca urmare, biocenoza beneficiază prin acțiunea acestor factori, deoarece numărul păpădiilor crește, apar mai multe tipuri de insecte care polenizează, iar diversitatea biologică crește, influențând și calitatea biotopului și implicit favorizând stabilitatea ecosistemului. Și acum să vedem cum influențează factorii abiotici viața organismelor de pe pământ. Să le luăm pe rând. Cum influențează apa viața organismelor vii? În mediul acvatic, organismele respiră prin branhii sau au adaptări pentru not. Plantele plutesc în apă sau la suprafață. În imagine avem un nufăr. În deșert, organismele își fac rezerve de apă în celule ale stomacului. Atenție, nu în cocoașă. În apele repezi de munte, oxigenate, trăiesc unele specii de pești care au mușchi puternici, au forma corpului alungită pentru a putea înnota. Păstrăvul, somonul. În apele stătătoare, cu apa puțin oxigenată, trăiesc alte specii de pești care preferă apele mai puțin oxigenate, mai calde, somnul, crapul. În deșert, cactușii depozitează apa în celule speciale. În schimb, în pădurile tropicale, unde apa este în exces, arborii cresc înalți cu trunchiul drept și subțire, care se ramifică abia după 30 de metri în căutarea luminii. Aerul. Cum influențează aerul viața organismelor? Păsările depind de mediul aerian și au adaptări pentru zbor. Aripi, oase pline cu aer. Calitatea aerului influențează calitatea vieții tuturor organismelor vii. Un aer curat este benefic, un aer poluat afectează sănătatea noastră, a animalelor și a plantelor. Solul. Cum influențează solul? Un sol brun, bogat în substanțe hrănitoare, favorizează dezvoltarea tuturor plantelor. Un sol nisipos, sărac în substanțe hrănitoare, nu are influențe benefice asupra dezvoltării plantelor. De asemenea, râmele, cârtițele, popândării au nevoie de sol pentru supraviețuire. Ghioceii, brândușele, viorelele își păstrează rezerva de energie tot în sol. Lumina. Cum influențează lumina viața organismelor? Frunzele reprezintă adevărate panouri solare care captează lumina. Am ales aici un exemplu, nufărul de Amazon, care are frunzele mari care plutesc pe suprafața apei. Datorită lipsei luminii, plantele lipsesc în peșteri, iar animalele au adaptări specifice. În imagine avem un liliac.
și temperatura influențează viața organismelor. La temperaturi foarte ridicate, vulpea deșertului, vulpea fenec, are urechile lungi care asigură răcorirea corpului. Datorită temperaturilor foarte scăzute, pinguinii au corpul acoperit cu două straturi de pene și unul de grăsime. Temperatura influențează și migrația păsărilor. Și acum să vedem. Te rog să notezi în caiet următoarea întrebare la care aș vrea să răspunzi. Oamenii sunt influențați de factorii abiotici? Cum? Până la lecția următoare, Veve vă urează să ne revedem cu bine!